Un buzuian de 47 de ani a fost reținut ieri de către polițiști sub acuzația de camătă și șantaj. Totul ar fi pornit după ce bărbatul i-ar fi împrumutat unei femei din Buzău o sumă de bani pentru ca mai apoi să o amenințe cerându-i dobânzi foarte mari pentru banii împrumutați. Ba mai mult, pentru a fi sigur că primește sumele cerute, buzoianul o amenința nu doar pe femeie, ci și pe fiul acesteia. În urma reclamației femeii, cazul a ajuns în atenția polițiștilor buzuieni care au stabilit în urma anchetei că situația s-a petrecut în perioada 2 2022-2024. Mascații din Buzău au efectuat în cursul zilei de ieri patru percheziții, una la locuința bărbatului și trei la alte imobile utilizate de bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunilor de camătă și șantaj. În urma perchezițiilor au descoperit 23.700 de euro și 29.500 de lei, mai multe medii de stocare, dar și înscrisuri cu valoare probatorie.